Un copil de 9 ani a căzut în gol sub tribuna de la sala polivalentă din Cluj-Napoca la meciul de basket de sâmbătă seara. Primarul Emil Boc a dispus efectuarea unei anchete pentru a se stabili cine este vinovat pentru regretabilul eveniment. A vrut să coboare treptele și la un moment dat l-am văzut cum se scurge în jos, a relatat un martor. Părinții copilului vor să-i dea în judecată pe cei din vina cărora a avut loc accidentul. Băiatul a alunecat printr-un spațiu liber dintre trepte, de unde a căzut aproape 4 metri în gol. În urma accidentului, băiatul s-a ales cu o fractură la braț și un traumatism craniocerebral închis. Administratorul clădirii a explicat că știa de existența acestei probleme imediat după inaugurarea clădirii și a sesizat firma constructoare, care a și făcut ceva lucrări și reparații, dar problema a persistat. Accidentul produs în timpul evenimentului din seara de 12 martie este regretabil. Ne exprimăm întreaga compasiune pentru suferința produsă atât tânărului accidentat, cât și familiei sale și ne vom asigura ca toate măsurile să fie luate în cel mai scurt timp pentru a nu permite ca un astfel de incident să se repete, a precizat biroul mass media al primăriei municipiului Cluj-Napoca pentru știri de cluj.ro.